Sondajul de opinie arată că dumneavoastră stați foarte bine în preferințele cetățenilor. Tocmai de asta Partidul Democrat încearcă să ne fure votul. Partidul Democrat, un partid de 2 bani și 3%, își face griji, pe bună dreptate, că nu va intra în următorul parlament, că nu va deține controlul asupra instituțiilor statului. Și atunci se va destrăma tot acest sistem mafiot pe care l-au construit ei și prin care își promovează interesele și adună averi, își protejează libertatea. Și de aia ei caută metode ca să schimbe situația. Nu au găsit nimic altceva mai bun. În loc să încerce să obțină sprijinul oamenilor, să facă lucruri care ar fi pe placul cetățenilor, ei încearcă să schimbe sistemul electoral pentru ca să fraudeze alegerile. Da, dacă...